Nu știam ce înseamnă canotajul, dar am aflat când am ajuns la Orșova. Pot să spun că mi-a fost greu, o perioadă de câteva luni, până m-am obișnuit acolo. Nu știam să înot, am învățat foarte greu, chiar m-am chinuit un pic. Mi-era teamă la început să stau în barcă, dar ieșeam cu vestă de salvare pe noi și așa am învățat, m-am obișnuit cu apa. După 2 ani, am avut primul campionat european la Racice, în Cehia. Am concurat în proba de 8+1 și am venit atunci pe locul 3. Dar a fost prima medalie europeană, primul concurs internațional, emoții multe, dar mă bucur că a fost bine. De acolo am avut un curaj, să zic. A fost un sentiment de bucurie la prima mea victorie, la primul meu concurs. Și de acolo pot să spun că am văzut altfel canotajul și am început parcă să prind un drag de el, să spun așa. La europene din 2018, noi de acasă pot să spun că mergeam bine. Chiar aveam antrenamente bune și când aveam ritmul de concurs de tras, când aveam bucățile, noi chiar mergeam bine, am mers odată chiar record pentru timpul de concurs aici, pe Snagov. Și poate de asta a fost, nu ne-am gândit să spunem noi asta dinainte, dar cumva a venit de la sine și s-a întâmplat. Au fost o grămadă de sentimente, să spun așa, în primul rând fiind foarte tineri, primul concurs și primul concurs câștigat, cum ar veni, la prima am participat, la prima am câștigat. Foarte bucuroși, vă dați seama, adică fiind foarte tineri, încă nu, cum să spun, nu am mai văzut echipaje atât de tineri ca să, chiar toată lumea se mira, fiind atât de tineri noi, să câștigăm atunci. Motivația, să nu ne gândim niciodată să câștigăm medale. Să mergem acolo doar să ne batem cu ei. Asta e singura motivație care îmi place. Secretul este, pot să spun, dorința. Toată lumea, cum am mai spus, ei își doresc poate să câștige acea medalie, noi mergem ca să ne batem cu ei, iar atunci noi nu ne mai uităm că sunt mai mari, că sunt mai mici, cum sunt ei, noi avem acea dorință și mergem să ne batem acolo. Nu cred că mai suntem o barcă surpriză, am confirmat acești ani, de când am câștigat la Glasgow. Și ce pot să spun? Oarecum mă bucur, pentru că adversarii să știe că suntem acolo și oarecum să aibă o frică de noi. La a doua Cupă Mondială, da, pot să spun că ne-am dat seama că nu este nimic imposibil. De acolo am prins curaj. Nu ne este frică, pentru că noi ne antrenăm mult, iar atunci când te antrenezi mult, oarecum știi că o să fie bine mereu. Când este antrenament mai mult, când este motivație mai mare, nu te mai gândești să-ți fie frică de cineva. Pot să spun că am ajuns prin numărul parcurs de kilometri la antrenament la Tokyo, dar o să mai sper să mai facem încă pe atâta ca să ajungem acolo. La Jocurile Olimpice pot să spun că este un pic presiunea mai mare, este cel mai mare concurs, cum s-ar zice, odată la 4 ani. Dar nu o să fie cu foarte mult diferit față de acestea alte. Suntem foarte tineri, dar Tokyo este un nou punct de pornire către Paris. Dar până la Paris trebuie să ajungem la Tokyo întâi, trebuie să ne antrenăm pentru Tokyo și apoi o să ne gândim ce o să fie mai încolo. Îmi doresc să ajung la Jocurile Olimpice și să câștig o medalie.